Bună ziua, numele meu este Dorin Burciu, sunt director de vânzare a companiei Corteva pentru zona nouă. La ora actuală ne aflăm pe platforma Corteva de la Mediaș, ferma Agroferm Brateiu. Bună dimineața, bine ați venit pe zona Târnavei Mari, în localitatea Șaroș pe Târnave, în unul dintre lanurile de porumb al lui SC Agroferm SRL. Lucrăm o suprafață destul de mare de teren arabil. Avem în cultură o suprafață substanțială de porumb, deși anul agricol 2019-2020 era prevăzut ca un an destul de sofisticat sau un an destul de greu din punct de vedere meteo. Noi mulțumim la Dumnezeu pe zona de centru, cel puțin în zona unde suntem. Avem totuși culturile destul de bune și producțiile pe măsură, datorită faptului că am făcut ani de zile tehnologie, pot să zic, la cele mai înalte standarde. Tot datorită faptului că nu lucrăm cu semințe care nu sunt de cea mai înaltă calitate, la toate culturile avem producții bune. De 18 ani lucrăm cu Pioneerul, care anul trecut sau acum 2 ani s-a transformat în Corteva. De 18 ani între noi nu a fost nicio pauză. De 18 ani de la an la an am cumpărat tot mai multă semință, vorbind la porumb și chiar și rapiță în ultimii ani și floarea soarelui. Și de la an la an am mers pe toată gama de soi pe care o aveți și producțiile au fost destul de bune. În lotul în care ne aflăm, anul trecut a fost cultivată sfeclă de zahăr, după care în primăvară, parcă prin 20 și ceva aprilie, s-a semănat porumbul, undeva la 82.000 de plante la hectar. Stimați parteneri, iată că în fiecare an am revenit lângă media și în ferma domnului Aflat, unde în fiecare an obținem producții foarte bune la cultura porumbului. Am venit, bineînțeles, în cadrul acestei platforme să prezentăm portofoliu complet de hibrizi de porumb. Anul acesta, după cum bine știți, Corteva lansează 10 noi hibrizi de porumb foarte productivi, care vin cu cel puțin 10% productivitate în plus față de portofoliul consacrat și, bineînțeles, cu caractere agronomice net superioare. Anul acesta a fost un an deosebit de dificil, ca să spunem așa, cu secetă extremă în partea de sud și sud-est a României, dar și cu ploi abundente venite, să spunem, în momente mai puțin favorabile în această parte a țării. Din fericire pentru noi, avem un portofoliu puternic, un portofoliu complet, care are înglobat în el hibrizi foarte rezistenți la secetă și arșiță, hibrizi defensivi, care se adaptează foarte bine în aceste condiții de ariditate extremă și răspund bine prin producții ridicate, sustenabile, dar și hibrizi care, în condiții precum avem în această fermă, vor obține producții excepționale, aproape de recordurile naționale din România. Întreg portofoliu de semințe de porumb anul acesta va fi tratat cu produse care sunt sub această umbrelă a Lumigen, practic cele mai inovatoare produse de pe piață pentru protecția semințelor, care protejează extrem de bine planta în primele faze de vegetație împotriva agenților fitopatogeni ai solului, iar prin acel biostimulator Lumibio Chelta ajută planta să treacă peste condițiile extrem de nefavorabile din perioada de vegetație timpurie și mă refer aici la temperaturi scăzute și băltiri. Acest lucru conferă cele mai bune condiții pentru o creștere și o dezvoltare rapidă, astfel încât porumbul să atingă potențialul maxim productiv genetic pe care îl conține. Aș dori să vă vorbesc despre trei hibrizi și anume primul despre care aș dori să vă spun câteva cuvinte este un hibrid Aquamax de 340 FAO, se numește P9415,
este un hibrid care vorbește de la sine prin potențialul excepțional de producție pe care îl are. Practic, recomandăm acest hibrid a fi cultivat în acele zone, la acei fermieri care pot să facă o tehnologie ridicată, unde solul este profund, unde solul este negru, de tipul cernoziom, unde fermierul poate să aducă un plus de fertilizare, în așa fel încât un astfel de hibrid poate să își manifeste potențialul genetic net superior pe care îl prezintă atunci când fermierul aplică tehnologii înalte. Deci, practic, recomandăm pe 9415 pentru tehnologii medii și foarte bune de cultură. Ca și caracteristică a acestui hibrid, pe lângă potențialul fantastic de producție pe care îl are, este această capacitate de a pierde apa după recoltare foarte, foarte repede. Așa numitul dry down, cum îi spunem noi, practic pierde apa foarte repede, aproape ca un hibrid de 300 V. Recomandăm semănatul acestui hibrid la densități un pic mai mari decât sunt obișnuiți fermierii în zona respectivă, și anume cu 5.000 de boabe în plus la semănat. Al doilea hibrid despre care aș dori să vă spun câteva cuvinte este P9757. Este un hibrid de 370 FAO, un hibrid ofensiv care anul acesta a confirmat prin producții excepționale, mai ales în partea aceasta de centru și de vest a României. Practic, acest hibrid, dacă este pus în condiții bune de cultură, nu prea are rival în momentul de față în România, bate cam tot ce există în portofoliu pe această maturitate, dar să știți că îmbină armonios productivitatea celui mai cultivat hibrid din România, P9903, care este pentru al treilea an consecutiv cel mai cultivat hibrid din România, dar și stabilitatea lui P9537. Deci puteți să găsiți un partener de încredere într-un astfel de hibrid. Și ultimul hibrid despre care aș dori să vă spun două cuvinte este un FAO 390, se numește P9978, excepțional ca productivitate. Practic, el vine să completeze portofoliul unde deja hibrizii din brandul Pionier sunt foarte puternici, anume lângă P9911, care este un hibrid arhicunoscut în toată România, și hibridul P0023. Practic vine să ajute această grupă, în primul rând prin productivitate și în al doilea rând prin caractere agronomice deosebite. Ne aflăm la hibridul 9911, care este un hibrid FAO 410, deci un hibrid semi-tardiv și este cel mai recomandat hibrid pentru industria berii. După cum observăm, el are o inserție a stiletului undeva mediu spre înaltă, un rahis foarte subțire comparativ cu dimensiunea boabelor. Este un hibrid de productivitate foarte mare. Noi contăm aici undeva pe o producție 14-15 tone, dar o să vedem în urma recoltării. Noi recomandăm acest hibrid în zona noastră pentru județul Alba și parte din județul Sibiu. Domnul a aflat anul ăsta, dacă nu mă înșel și bine mi-aduc aminte, au avut în jur de vreo 400 sau 500 de hectare din acest hibrid. Media pe fermă, cum i-am văzut culturile, cred că va ieși peste 12-13 tone la hectar. Astăzi o voi spune câteva cuvinte despre trei hibrizi care pot fi cultivați cu succes în această regiune din Transilvania, unde porumbul, după cum se vede, se simte exact ca la el acasă. Primul hibrid despre care vreau să discut este vorba despre 8834, un hibrid din grupa 310 FAO, care reușește să ajungă sau să bată hibrizi până în 350, reușind să aibă un dry down extraordinar. Este un hibrid care poate fi folosit în sudul României și la cultura a doua,
cu rezultate extraordinare. L-am văzut în zona Brăila, Tulcea, cu producții de peste 7 tone la hectar, unde putem să spunem că va da o producție mai mult decât mulțumitoare fermierului. Este hibridul pe care îl recomandăm tuturor fermierilor din Transilvania. De ce? Pentru că îi va ajuta la o eșalonare a recoltatului, va fi hibridul care se va recolta foarte ușor, cu umiditate nu prea mare, și putem afirma că hibridul 834 este un hibrid care este ca înflorit în grupa de 310 FAO, care recoltat se comportă precum un 270-280 FAO, iar producția lui este specifică hibrizilor de peste 350 FAO. Practic, este un hibrid fantastic pe care fermierii cu siguranță îl vor alege și anul viitor și va deveni un hibrid foarte important pentru această zonă. Crescând un pic grupa de maturitate, ajungem la un hibrid care va deveni star în această zonă în următorii 2-3 ani. Este vorba de 9610, un hibrid care vine în grupa 330 FAO, vine să-l înlocuiască pe 9241, hibridul cu care compania Corteva a crescut și a venit în grupa aceasta de Aquamax mai timpuriu un pic. E, acest hibrid are avantajul că se comportă la fel de bine pe secetă ca și 9241, dar în condiții bune este cu minim o tonă peste 92-41. Toate rezultatele pe care noi le-am avut, comparând cei doi hibrizi, îl dau câștigător pe 9610. 9610 este, din punctul nostru de vedere, un hibrid extraordinar, care, având o maturitate, să spunem, de 310 FAO, reușește să atingă un potențial specific hibrizilor de peste 350 FAO cu ușurință. Practic, putem spune că hibrizii despre care vorbesc astăzi sunt foarte productivi pentru maturitatea din care fac parte. Și este vorba și de 9610 și de 834 și de următorul hibrid despre care voi vorbi. Specific pentru acești hibrizi este productivitatea extraordinară. Practic, nu au concurență în această grupă de maturitate. Este greu ca un hibrid de la oricare altă companie între 300 și 350 FAO să-l învingă pe 9610. Ultimul hibrid despre care doresc să vă spun câteva cuvinte este vorba de 9889. Este preferatul meu, este un hibrid care în această zonă va da satisfacții garantate. Este un hibrid care se ia la trântă, dacă vreți așa, cu hibrizi mult mai tardiv din portofoliul nostru și veți vedea o productivitate extraordinară. Practic, dacă ar fi să comparăm rezultatele pe care le avem până acum, acest hibrid 9889, un 350 FAO pur, cu pierdere foarte bună a apei la maturitate și așa mai departe, este un hibrid ce dă rezultate de producție specifice hibrizilor peste 450 FAO. Practic, dacă aducem la umiditatea stas producțiile, lucru care ne sare în ochi în prima fază este această productivitate superioară pe care o are 9889. L-am văzut și în sudul României, la irigat, unde a reușit să depășească producții de 15-16 tone, chiar și în testările oficiale a făcut acest lucru, iar următorii hibrid clasat sub 9889 au fost hibrizi de peste 450 FAO. Deci este un hibrid care reprezintă un salt în materie de productivitate pentru hibrizii din România. Un hibrid 350 FAO cu un potențial extraordinar de producție. Veți vedea acest lucru și aici. Am văzut acest lucru și la recoltarea anterioară, la TCE 3 Braz, unde a fost pe locul 2, dar după hibrid mult mai tardiv decât el. Practic, fermierii care fac tehnologie, care investesc în cultura porumbului și care au condiții bune de cultură, nu ar trebui să rateze acest hibrid. Este hibridul care va da satisfacțiile cele mai mari. În realitate, 9889 este hibridul care va înlocui ușor, ușor, în portofoliul nostru, un hibrid, să spunem, etalon pentru noi. Va înlocui 9903. Cu aceeași specificitate, ca și 9903, este foarte ușor de poziționat, se adaptează foarte ușor oriunde, dar îl învinge pe 9903 atât în condiții mai slabe de cultură, cât și sau mai ales în condiții bune de cultură. Practic, când vorbim de producții de peste 12 tone, 9889 îl învinge pe 9903 cu o tonă la hectare. Este o valoare fenomenală pentru un hibrid 9903, care a reprezentat un standard pentru companie și nu numai. 9903 a fost hibridul cel mai vândut în România. Este cu siguranță hibridul de care vom auzi în viitor și hibridul care va aduce satisfacțiile cele mai mari fermierilor din această zonă și nu numai.
Așa cum am menționat la început, anul acesta condițiile de cultură au fost un pic nefavorabile și recomandarea noastră este să faceți tot ceea ce vă stă în putință, să luați decizia de a achiziționa semințele de porumb și de floarea soarelui cât mai timpuriu posibil pentru a evita eventuala lipsă de stoc din primăvară.